Moldovenii au spus un da nehotărât aderării la Uniunea Europeană. Aproape 50,5% dintre alegători au votat la referendum pentru integrare, iar 49,5% împotrivă. Diferența între taberele pro și contra UE este de aproximativ 14.000 de voturi. Azi dimineață, eurosceptici mai aveau majoritatea, iar balanța a fost înclinată de diaspora de peste ocean. Până la această oră au fost procesate peste 99,7% din procese verbale. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trece, dar la limită. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că electoratul a fost divizat în două tabere. Astfel, da la referendum a fost pus în 8 raioane. Cel mai bun scor este la Ialoveni, unde peste 67% din alegători sunt pentru modificarea Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană. Un rezultat de peste 60% a fost obținut și la Călărași, Nisporeni, Strășeni, dar și Criuleni. Peste 50% s-au înregistrat la Hâncești, Chișinău și Cantemir. De cealaltă parte, moldovenii au votat preponderent pentru opțiunea nu în tocmai 24 de raioane. Cel mai mare scor împotriva modificării Constituției s-a înregistrat în Găgăuzia, unde peste 94% din alegători au spus nu Uniunii Europene. Peste 70% din alegători au votat împotrivă la Ocnița, Briceni, Dondușeni, Iedineț și Bălți. Majoritatea a votat nu la referendum și la Rășcani, Drochea, Soroca, Glodeni, Sângerei, Florești, Fălești, Ungheni, Șoldănești, Rezina, Orhei, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Leova, Cahul, Găgăuzia, dar și în regiunea Transnistreană.